Special greetings to our Dutch brothers and friends, and thank you for all the ministry you do in our country since 1990, I heard. So may God bless you. And I heard in the short talk we had together that you are spread around in different cities of our country. So may God protect you, bless you, and reward you for everything you do. La fel îi salut pe toți ceilalți care sunteți între noi, poate pentru prima dată, pe unii i-am văzut, pe alții nu le deosebesc fețele, dar Duhul lui Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare, fiți binecuvântați. Ne apropiem de sfârșitul cărții Coloseni, întoarcem pagina la ultimul capitol, capitolul 4, și am ajuns la relațiile între noi. Relațiile între noi, relațiile de familie și relațiile de servici. Cred că este foarte important la acest moment să facem un pas înapoi, să încercăm să privim cartea ca întreg, să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne comunice prin ea. Cu alte cuvinte, ce urmărește Pavel în viața unui om? El și-a dedicat viața pentru mântuirea și desăvârșirea oamenilor. Care sunt lucrurile pe care nu le poate pierde din vedere? Poate că întrebarea aș putea să o întorc înspre mine. Ce ar trebui să mă preocupe în propria mea formare, dezvoltare spirituală? Sau ce ar trebui să urmesc în viața copiilor mei? Un învățător al legii a venit la Domnul Iisus și i-a pus o întrebare, e adevărat, ca să-l ispitească: învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Legea de care vorbește Domnul Iisus a fost dată milenii după creație. Dar dacă el este legea Creatorului nostru, a Dumnezeului care ne-a creat, legea lui Dumnezeu nu contravine creației lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat legea să întărească creația și elementele esențiale și să frâneze pe cât posibil distrugerea aspectului esențial din creație. Și acesta este omul cu chipul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Când Dumnezeu ne-a creat, El a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dacă vă uitați atenți doar la acest cuvânt din versetul 26 din Genesa, capitolul 1, distingeți în el exact așa cum distingem în legea pe care Domnul Iisus o sumarizează în cele două porunci trei relații esențiale. Pe aceste trei coordonate, trei paliere curge existența noastră a tuturor și a copiilor noștri. Pe aceste trei paliere trebuie să ne vindecăm, trebuie să creștem, trebuie să ne formăm. Mai întâi relația cu Dumnezeu, plecând de la ea ne facem sau ne desfacem. Când omul pierde relația cu Dumnezeu, când nu are o relație personală cu El, se desface pe dinăuntru și se strică toate relațiile lui. Catastrofa morală în care este omenirea zilelor noastre pleacă de la înstrăinarea de Dumnezeu. Dar impactul acestei catastrofe este în viața socială. Deci relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Când Dumnezeu a văzut că s-a împlinit vremea, a trimis pe Fiul Său și prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos se urmărește un singur lucru, refacerea acestui chip al lui Dumnezeu în noi. Ascultați-l pe Pavel, scriind Corintenilor, în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați din slavă în slavă, în același chip al Lui, prin Duhul Domnului. A fi mântuit înseamnă a intra în procesul transformării într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Pavel, care a fost, într-un fel, întâmpinat de Domnul Iisus pe drumul spre Damasc, a intrat în slujbă, în jug, alături de Hristos. S-a alăturat lucrării Lui cu același scop, pentru restaurarea chipului lui Dumnezeu în ființa omului. Ascultați ce spune el în capitolul 1, versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Ce urmărești, Pavele, prin lucrarea și suferința ta? Un singur lucru, Hristos
în voi nădejdea slavei. Hristos în noi nu este un pix uitat în buzunarul din lăuntru sau o sumă de bani pierdută într-un colț al hainei. Hristos în noi înseamnă să locuiască în noi, să trăiască prin noi, să-i dăm încetişor toate compartimentele vieții noastre. Pe El îl propovăduim noi, continuă El în versetul 28, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Adică cu Hristos locuind în mod desăvârșit în viața Lui. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii tăriei Lui care lucrează cu tărie în mine. Iar galatenilor care rătăciseră drumul sub bombardamentul învățăturilor înșelătoare, Pavel le scrie cu amărăciune: copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Scopul lucrării și scopul scrierilor lui Pavel are un singur scop, da? Are un singur țel, să refacă chipul lui Dumnezeu în om. Pentru că suntem în ultimul capitol sau spre ultimul capitol al epistolei către Coloseni, aș vrea să privim la întreaga carte, să vedeți ce simplu a fost pentru Pavel să hotărască cum să-și alcătuiască epistola, mai ales că știa Vechiul Testament, creația lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în om. În primul rând are o introducere cu un salut și o rugăciune și are o încheiere, capitolul 4, versetul 7 până la 18, dar miezul epistolei lui este așezată pe cele trei paliere ale chipului lui Dumnezeu în om, cu dorința de a reface acest chip în destinatarii săi. Capitolul 1 și 2, relația cu Dumnezeu. Capitolul 3, de la 1 la 16, relația cu noi înșine. Iar capitolul 3, de la versetul 17 până la 4 cu 2, segment în care ne aflăm, este relația cu semenii. Observați, asta este planul mântuirii lui Dumnezeu. A venit păcatul și a spart chipul lui Dumnezeu în noi. A venit Hristos să refacă chipul acesta al lui Dumnezeu în noi. Dar pentru asta trebuie să încep cu relația cu Dumnezeu. Până când relația cu Dumnezeu nu este refăcută, până când n-ai fost izbăvit din împărăția întunericului și strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, până atunci nu te poți vindeca pe dinăuntru și nu se pot vindeca relațiile tale. De aceea Pavel în toate scrierile lui începe cu teologia. Te așează în fața oglinzii, în fața lui Dumnezeu, în fața planului său, în fața lucrării mântuitoare și te invită să deschizi prin credință viața ta și să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. Și de acolo începe călătoria noastră, vindecarea noastră, sfințirea noastră. Dar noi am ajuns pe al treilea palier în călătoria noastră prin Coloseni, relația cu semenii. Și Pavel începe de unde trebuie să înceapă, din familiile noastre. Dragii mei, un om bolnav va avea o familie bolnavă. Și o familie bolnavă va face o biserică bolnavă. Și o biserică bolnavă este responsabilă pentru o societate bolnavă. Noi am fost creați și așezați pe planeta aceasta să fim sare și lumină. Dar dacă eu n-am fost vindecat pe dinăuntru, dacă mântuirea nu mi-a folosit mie, n-are rost să o propovăduiesc copiilor mei, nevestei mele, soției mele, soțului meu, da? Nici vecinilor mei. Mai întâi lucrarea și puterea lui Dumnezeu trebuie să mă fie atins pe mine. Eu a trebuit să fiu adus mai întâi la ascultare de Dumnezeu. Dar apoi Pavel coboară în familie și versetul 18 el afirmă: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Stăm în fața unor porunci foarte nepopulare în zilele noastre. Dragii mei, păcatul ne-a înstrăinat de Dumnezeu, ne-a declarat Dumnezei. Vrem să fim ca Dumnezeu. Asta înseamnă complet independență. Dacă ești complet independent, supunerea nu este un cuvânt sau un concept pe care să-l îmbrățișezi cu ușurință. Dar ascultați, vă rog, ce spune Pavel. Toate lucrurile acestea vizează relațiile noastre, plecând din familie. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Părinți, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca unii care vor să placă oamenilor,
ci în curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Porunci simple, clare, dar extrem de nepopulare în societatea zilelor noastre. Știu că toți ne frământăm cu ele, mai ales cu falimentele noastre în a le împlini. De aceea aș începe prin a pune câteva întrebări. În primul rând, cine este acela care îmi dă aceste porunci? Dacă îmi vrea răul, nici nu vreau să aud de el, nici de ele. Da? Cine este acela care îmi dă aceste porunci? Cu ce intenție o face? Îmi vrea oare binele? Pot să am încredere în el? Lăsați-mi voie să încep cu prima întrebare. Cine este acela care ne dă aceste porunci? Aproape că nici nu merită comentate, sunt atât de clare, simple și directe. Dar cred că motivația noastră lipsește și de aceea încercăm să le explicăm în fel și chip și să le evităm pe toate căile posibile. Haideți să privim la Cel care ne-a dat aceste porunci. El este acela care ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne spune Pavel, și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Nici n-ar trebui să citesc mai departe. Intențiile Lui sunt extrem de clare. El este acela care, în care avem răscumpărare și iertare de păcate. El este acela care, deși eram străini și vrășmași prin gândurile și faptele noastre rele, ne-am păcat acum prin trupul Lui de carne, dragii mei, nu printr-un decret divin, ci cu un preț uriaș, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să ne facă să ne înfățișăm înaintea Lui Sfinți, fără prihană și fără vină. El este acela care ne-a dat totul în Hristos Iisus, care este capul oricărei domnii și stăpâniri și care ne garantează că atunci când se va arăta Hristos viața noastră, ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă. Deci El este acela care s-a plecat după noi în noroaiele și păcatele noastre și acela care ne-a pregătit un loc și o moștenire. Un Dumnezeu care a plătit cu viața pentru ca să mă izbăvească. Romani, capitolul 8, versetul 38, un verset incredibil pe care îl spune Pavel cu privire la el. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Tot ce are Tatăl este al meu și tot ce este al meu, spune Domnul Iisus, este al miresei mele, al bisericii mele. Dragii mei, acesta este Dumnezeu. Spuneți-mi, ne-am putea îndoi măcar o clipă de bunele Lui intenții? Atunci când El spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, vă vrea, doamnelor, surorilor, răul? Atunci când spune, bărbați, iubiți-vă nevestele, nu știe ce vorbește? Când spune copiilor, ascultați în toate lucrurile de părinții voștri, Dumnezeu nu cunoaște contextul în care noi trăim? Când vorbește robilor sau stăpânilor de sclavi? Dragii mei, nu numai că este un Dumnezeu binevoitor, ci este un Dumnezeu atot înțelept. Spuneam prietenilor mei că de două săptămâni ascult o mulțime de prelegeri pe prevenirea și reversarea diabetului. Sunt cele mai mari somități în domeniul acesta care vorbesc 50 de ore non-stop, prelegere după prelegere. Și foarte mulți sunt specialiști în trupul acesta uman. Când stai și îți descrie cum funcționează trupul, cum cântă simfonia hormonilor în trupul nostru și de unde vin dereglările și problemele noastre, stai absolut mirat. Acum spuneți-mi, dacă Dumnezeu care ne-a creat în chip minunat și a venit să moară pentru noi, ne vrea cumva răul în plan social, în planul relațiilor noastre de familie? Viața este totdeauna pe linia ascultării de Dumnezeu. Moartea a început odată cu răzvrătirea împotriva Lui. Dar dacă sunt convins că Dumnezeul acesta este binevoitor față de mine și atot înțelept și știe ce îmi cere și ce spune, întrebarea este cum trebuie să împlinesc poruncile pe care mi le dă. Pentru asta aș face din nou un pas înapoi și aș privi la blocul de text în care ne aflăm. Poruncile sunt date nevestelor, bărbaților, copiilor, părinților, robilor, stăpânilor. Dar interesant că aceste scurte porunci și la obiect sunt flancate în epistola lui Pavel de două blocuri de text.
ca și coperțile la această carte cu porunci pentru sănătatea socială pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră. Ascultați coperta întâia sau primul verset, versetul 17. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, că de obicei așa ne raportăm unii la alții, cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Ce îmi spune de fapt versetul acesta? Dacă vreau să-mi trăiesc viața, mai ales eu care mă consider creștin în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să o trăiesc nu în funcție de stimulii care vin de afară. Și asta este o mare problemă și în sănătatea trupului nostru. La care vă place ciocolata? Nu ridicați mâna. Da? Dar mintea îți spune că nu-i bună decât aia neagră eventual. Dragii mei, nici nu am pus în gură de 5 luni o coajă de pâine. Dar nu pentru că nu-mi place, uneori visesc cu ea. Știu că nu-mi face bine. Observați, am mutat deciziile mele pe un alt plan, nu în relație cu stimulii care vin de afară. La fel trebuie să se întâmple pe plan spiritual, pe plan social, în familia noastră. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, faceți-o în raport cu verticala, nu în raport cu orizontala. Dragii mei, nu merităm prea multe, nici unul dintre noi. Toți suntem păcătoși. Nu merit nici să fiu iubit, nici să mă supun, da? Nu merit nici să ascult, nu merită cel de lângă mine toate aceste lucruri. Dar dacă am mutat, am schimbat paradigma și încep să trăiesc în raport cu Dumnezeu, cu așteptările Lui, răspunzând la dragostea pe care L-a turnat-o peste mine, lucrurile devin posibile. Uitați-vă la versetul 23-24. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Oamenii nu merită, dar eu nu fac pentru că ei merită sau nu merită, ci pentru că Domnul merită. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Când stai în fața poruncilor lui Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu, și le asculți de dragul lui Dumnezeu, nu contează ce fac cei din jur. Dumnezeu însuși s-a întrupat ca să ne ofere un model al acestui tipar de viață. În Efeseni, capitolul 5, primele două versete, suntem îndemnați să privim la el. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Observați cum Pavel ne așează direct în poziția corectă, înspre sus. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și apoi ne coboară la orizontală, la relațiile dintre noi. Trăiți în dragoste și aduce din nou pilda divinității înaintea noastră, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Imaginea din fața voastră ați avut-o mai ales la cina Domnului în anul trecut, înaintea noastră. Observați ce spune textul nostru. Asta este pilda, tiparul pe care ni-l dă Dumnezeu, pe care trebuie să-l urmăm. Hristos ne-a iubit pe noi, pe noi păcătoși. S-a dat pe sine pentru noi, dar de ce a făcut-o? De dragul lui Dumnezeu. Ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Spuneți-mi, am fi meritat careva dintre noi ca El să moară pentru noi, să ne iubească? Oh, noi am strigat, ui, răstignește-l. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Ăștia am fost noi, cei păcătoși. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De ce? Pentru că meritam? Nu? De dragul Tatălui, în ascultare de Tatăl. Același tipar trebuie să-l ducem în relațiile noastre, pe plan orizontal, începând în familie. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, dar de ce să o fac? Nu merită, ai dreptate, nu merită. Nici unul dintre noi, bărbații, nu suntem Dumnezei, ca soțiile noastre să ne confunde cu Dumnezeu. Suntem păcătoși cu probleme și căderi. Dar porunca este dată de Dumnezeu și o împlinesc de dragul lui Dumnezeu. Ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Notați, vă rog, cuvintele jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Aș reciti textul ca să observați prezența lui Dumnezeu în fiecare verset.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, după care Pavel subliniază, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele, sau dacă aș adăuga textul din Efeseni, cum a iubit Hristos biserica. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea și în Efesen Pavel adaugă, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, ca unii care vă temeți de Domnul. Nu că ei merită, nu că contextul economic este extraordinar și salariile sunt mari, nu, ci de dragul lui Hristos, ca unii care vă temeți de Domnul. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine. Nu pentru că nu sunt multe dările și taxele în țara asta, ci pentru că știți că și voi aveți un stăpân care este în ceruri. Toate aceste porunci sunt extrem de nepopulare în societatea zilelor noastre. Și vreau să vă spun, încă din Eden a existat și există și o altă voce. Cu alte cuvinte, pe de o parte Dumnezeu ne spune, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, pe de altă parte, societatea zilelor noastre ne râde în nas. Ne râde în nas. Lucruri demodate. Cu anii în urmă am stat de vorbă cu mai mulți credincioși din Anglia, au venit un grup întreg dintr-o biserică din Anglia ca să intre în parteneriat cu biserica din Mănășturi. Am fost invitat și noi și un cuplu a stat la noi, erau doctori în teologie. După 3 zile de discuții, știți care e concluzia pe care am tras-o pe mulinetă din gura lor? Dumnezeul Vechiului Testament este prea crud. Vechiul Testament este demodat. Nu mai trebuie să credem în el. Noul Testament este cultural prea determinat. Tot ce ne-a rămas nouă sunt cele 4 evanghelii și o evanghelie socială. Știți ce le-am spus? Mai veniți pe la noi când vreți să deschidem Biblia împreună. Până atunci Dumnezeu să vă binecuvinteze. Din Eden a existat și există în continuare 2 voci care ne vorbesc și tu trebuie să alegi între ele. Se cuvine să vă aduc aminte doar de 2 din cele 4 atenționări ale lui Pavel din Coloseni, versetul 4 din capitolul 2. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea amăgitoare. Sau versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgire de șarte, după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. Atunci când deschizi Biblia, trebuie să ai la temelia interpretării tale 4 axiome, 4 adevăruri fundamentale. În primul rând, Dumnezeu a vorbit ca să-i facă înțeles. Spuneți-mi, e foarte greu de înțeles ce ne poruncește astăzi? E foarte greu? Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile? Orice neascultare este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Orice nesupunere este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Orice neiubire este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit ca să-i facă înțeles. E adevărat, ca să se facă înțeles, a vorbit în timp și spațiu. Nouă nu ne mai sună cuvintele rob și stăpân, pentru că nu mai sunt, ba da, numai nu știm bine, dar robia, dragii mei, și sclavia n-a încetat în lumea aceasta. Este îngrozitor să vezi ce se întâmplă în lumea pe acest plan. Dar pentru că Dumnezeu a vorbit, El nu se contrazice și El rămâne veșnic, normativ și relevant. Recitesc ca 4 axiome. Pentru că Dumnezeu a vorbit, vorbirea Lui rămâne relevantă și normativă în toate timpurile. Și în România, și în Olanda, da? Și în America, și în Africa. Indiferent când și unde ai trăit. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, vorbirea Lui rămâne normativă, relevantă și normativă pentru toți. Așadar, nevestelor, bărbaților, copiilor, părinților, robilor, stăpânilor. Când Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt. În 400 de ani au avut vreme să se obișnuiască cu cultura Egiptului. Urma să-i ducă în Canaan și acolo era o altă cultură și altă realitate socială. Îi oprește la Sinai și le spune să nu faceți ce se făcea în Egipt de unde v-am scos și să nu faceți ce se face în Canaan unde vă duc. Știți care e motivația pe care le dă? Eu sunt Domnul. Prima motivație.
de dragul meu, ascultați de mine. Dar în versetul 5 spune să păziți legile și poruncile mele și noi stăm în fața poruncilor lui Dumnezeu în această dimineață. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Spuneam, viața curge pe linia ascultării de Dumnezeu, moartea pe linia răzvrătirii față de Dumnezeu. Și el încheie, eu sunt Domnul, eu sunt autoritatea ultimă în univers. Poruncile acestea, deci, sunt pentru noi și pentru copiii noștri, pentru fericirea noastră și pentru fericirea lor. Ar trebui să le luăm pe rând. Eu voi începe lista, ne putem să ajung astăzi până la capătul ei, dar prima din porunci sună așa și o aveți în fața dumneavoastră. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Dar de ce să citesc eu versetul acesta, că nu mie mi se adresează. Cum ar fi surorilor și fetelor să-l citiți voi, l-aveți pe ecran. Haideți! E mult prea anemic, mult prea anemic, dragii mei. Deci dacă este o poruncă a lui Dumnezeu, citiți-o la imperativ, da? Haideți și... Acum știu, dacă încep să filozofez în jurul acestui verset, prima mea întrebare este, cum se cuvine în Domnul? În nădejdea că pot scăpa din fața acestei porunci. În primul rând, notați ce spune Pavel, cum se cuvine în Domnul? Ca și cum a intra într-o țară, într-o realitate. În Domnul, sau în Hristos, este un domeniu de existență și un sistem de referință. Aș putea spune, în Domnul este în universul pe care El l-a adus în existență și pe care îl ține în existență. Dumnezeu este contextul ultim a tot ce există. Nimeni și nimic nu există în afara Lui. E adevărat, există și diavolul, există și răul în lume, dar toate acestea vor fi nimicite. Și ascultați cum a început capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Care să fie lucrurile de sus? Aș putea să le adun într-un singur cuvânt. Supunere. Dragii mei, va veni vremea când împărăția lumii va trece în mâinile Dumnezeului nostru. Când absolut totul se va supune Lui. Asta e direcția în care curge istoria. Deci, în momentul acela, în cele de sus, nu va exista ceea ce există astăzi pe pământ. De ce doar pe pământ? Pentru că însuși diavolul cu îngerii lui a fost aruncat pe pământ. Jos pe pământ este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, dorință de independență, dorință de a fi noi Dumnezei, noi să hotărâm binele și răul. Dar dacă vrei să ajungi sus, da? Da? Imaginați-vă, în racheta asta care te duce în sus, sunt toți oamenii, scara asta pe care e Hristos și urs spre cer. Dacă vrei să ajungi sus, trebuie să înveți supunerea și ca bărbat, și ca femeie, și ca și copil, și ca și bătrân. Și rob și stăpân. Deasupra noastră, tuturor, este Dumnezeu. De aceea, cuvântul de ordine în împărăția lui Dumnezeu este dependență de Dumnezeu, supunere lui Dumnezeu, ascultare de Dumnezeu. Ori jos, lucrurile de jos sunt independență, neascultare, nesupunere. Când Pavel 1 Corinteni 15 duce istoria spre sfârșitul ei, vorbind despre învierea morților, și nu uitați, dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat și dacă Hristos n-a înviat, nici morții nu înviază. Deci există un sus, există lucruri de sus. Ascultați ce spune el în versetul 24 din capitolul 15 și cele care urmează. În urmă va veni sfârșitul, sfârșitul istoriei, când El, Hristos, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, adică orice nesupunere, orice răzvrătire. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale, până când va supune pe toți vrășmașii lui Dumnezeu. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui.
Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse lui Hristos, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Înțelegeți? În împărăția lui Dumnezeu sau sus, există un singur cuvânt de ordine, supunere. Deci, după cum Hristos s-a supus lui Dumnezeu, se va supune Tatălui, tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Dar poate că a doua întrebare pe care orice femeie o pune, dar ce înseamnă să te supui? Ca să pun în termenii general, potrivit și pentru bărbați și pentru femei și pentru robi și pentru stăpâni, a te supune înseamnă a te alinia de bunăvoie după cineva spre a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea planurilor acestuia. A te supune de bunăvoie sau a te alinia de bunăvoie după cineva pentru a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea planurilor acestuia. Uitați-vă o clipă la în Domnul, la Universul lui Dumnezeu. În capitolul 11, versetul 3, Pavel spune: vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Cu alte cuvinte, în Domnul, aceasta este ordinea pe care El a hotărât-o: Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Cu alte cuvinte, totul se supune lui Dumnezeu. Mai întâi Hristos, apoi bărbatul lui Hristos și femeia dinpreună cu soțul ei ca ajutor potrivit lui Hristos. Cuvântul de ordine în împărăția lui Dumnezeu este supunere. Am o întrebare pentru voi, Emeșe. Ai încredere 100% în Valentin? Nu-mi răspunde. Well, problema este că, deși ne spune Scriptura ca Domnului, nici unul dintre noi bărbații nu putem să ne așezăm în locul lui Dumnezeu ca nevestele noastre să ne vadă Dumnezeu. Da? Nici unul dintre noi. Am fost atinși de păcat, avem lipsuri, avem slăbiciuni, avem căderi. Cu toate acestea, chiar și în cel mai rău caz, într-o familie, între soție, soluția lui Dumnezeu pentru vindecarea situației este supunerea. Dați-mi voie să citesc textul. 1 Petru, capitolul 3, primele două versete. Tot astfel, nevestelor, notați-vă rog, comparația este făcută cu Hristos, cu supunerea lui Hristos. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, au întors spatele lui Dumnezeu, au luat o căști, dragii mei, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu pentru că au plecat urechea la șoapta celui rău, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Indiferent ce face bărbatul tău, cheia este supunerea lui Dumnezeu. De ce? Din pricina comparației. După cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot astfel nevestelor fiți supuse dreptului judecător. Cu alte cuvinte, când stau în fața poruncii lui Dumnezeu, în ultimă instanță, nu bărbatului meu dau socoteală, nici copiilor mei sau părinților sau lui Dumnezeu dau socoteală. Și de aceea cred eu că trebuie să privesc la acest model al lui Hristos și să încep să îndrăznesc să calc pe urmele Lui. Dar, dacă am citit textul corect, supunerea nu înseamnă a abandona, a lăsa mâinile jos, a ieși din luptă. Supunerea înseamnă a te înarma, este o armă cu care câștigi o bătălie. Și foarte important cu ce arme lupți, armele firii pământești, adică nu te ajută la nimica. Petru ne spune mai târziu, dacă vrei să câștigi bătălia, nu pune pe tine lucruri, pune în tine lucruri. Și asta ne-a învățat Coloseni. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe. Citiți încă o dată lista. Cu alte cuvinte, acolo trebuie să acceptăm vindecarea în adâncul nostru. Supunerea nu înseamnă ieșirea, ci intrarea în luptă pentru a câștiga o biruință. Dar cum și de ce se cuvine
să mă supun sau să ascult de porunca aceasta? Din două motive. În primul rând, din recunoștință pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Atunci când cineva a făcut un mare bine pentru tine, chiar dacă sunt lucruri pe care nu le-ai face, treci peste tine, plătești prețul și din recunoștință faci lucrul acesta. Începe așa și vei constata că Dumnezeu are gânduri de pace și nu de nenorocire față de tine. Din recunoștință pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Ascultați-l pe Pavel vorbind despre Hristos, a doua persoană a Trinității. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător, s-a supus, până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele în fața căruia trebuie să plece mai pe sus de orice alt nume, da? Pentru ca numele lui Hristos să plece orice genunchi din cerul și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. De ce să mă supun? Din recunoștință pentru tot ce a făcut Cel care îmi poruncește pentru mine. Sau să vin în Coloseni, capitolul 1, versetele 13-14. De ce? Pentru că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Cum și de ce să mă supun? În primul rând, din recunoștință pentru tot ce a făcut pentru mine. Dar în al doilea rând, pentru că voi da socoteală de felul în care l-am reprezentat pe pământ, de felul în care mi-am trăit viața. Voi sta în fața dreptului judecător și voi fi judecat din orice cuvânt și orice faptă. De aceea mi-a spus, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele și spre slava lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 25 din capitolul 3. Cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Bărbat sau femeie, copil sau părinte, nu se are în vedere fața omului. Iar strâmbătatea se măsoară nu în funcție de părerile societății, ci în funcție de standardul, adică de porunca lui Dumnezeu. Pavel în Romani ne spune, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstia și nemurirea. Binele nu-l definești tu, nici eu, îl definește Dumnezeu prin poruncile Lui, care le-a pus înaintea noastră. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă, nu mai este vremea să ținem cont de astfel de porunci astăzi, sunt demodate, sunt depășite, sunt cultural determinate, celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strântorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Slavă și cinste va veni peste orice suflet omenesc care face binele, care face binele. Ascultați mâhnirea Domnului Iisus, vorbind cu cei din vremea Lui. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă poruncesc eu? Și o ultimă întrebare. S-au schimbat vremurile. Este oare posibil să trăim în lumina acestor porunci? Este oare posibil să trăim în lumina acestor porunci atunci când încă din Eden femeia și-a zis, vreau să fiu ca Dumnezeu? Din Eden. Când încă din Eden bărbatul l-a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie. Da? Când neascultarea de părinți a devenit regulă în societatea noastră. Pentru că ne spun psihologii că trebuie să-i lăsăm să-și formeze personalitatea. Texte și porunci ca cele din Proverbe, nu cruța copilul de mustrare, lovindu-l cu nuiaua, nu va muri, lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința, nu, avem telefon roșu. Uitați-vă la copii instituționalizați din țara noastră și îngroziți-vă ce face statul cu ei. Da? Când toate acestea, și dați-mi voie să mai adaug încă ceva,
când patronii ne fac că ne plătesc. Și nu mai știu, dragi de ei, câte taxe trebuie să dea la stat. Și statul inventează alte 10 în fiecare ceas. Iar noi ne facem că muncim. Când într-o astfel de societate, cum să trăiești în lumina acestor porunci? Aș citi și versetul următor ca soluție. Versetul 2 din capitolul 4. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Doar să ridic mingea pentru predica din duminica viitoare, pentru Tavi. M-am tot întrebat, cum să iau versetul acesta? Îl pot lua ca o balama pentru ceea ce mi s-a spus și pentru ceea ce urmează. Dar dacă mă duc înapoi în momentul în care Duhul lui Dumnezeu și-a început lucrarea publică în ziua cincizecimii și s-au adunat mii de oameni în trupul lui Hristos, versetul 42 din capitolul 2 îmi spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Nu sunt patru lucruri disparate, ci este un proces în care trebuie să intri. În învățătura apostolilor auzi cuvântul. Nu-i foarte complicat. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. E ceva complicat? Dar poate că mintea noastră sofisticată are o mulțime de întrebări. În legătura frățească este cazul să le pui și să le dezbați. Joi am avut discuții interminabile pe povestea asta și vom continua joia viitoare, probabil în grupul nostru. Dar după ce ai terminat discuția, trebuie să vii cu lucrurile pe care le-ai înțeles sau în care ai deliberat înaintea lui Hristos. El îți spune o întrebare simplă, da sau nu? Stând cu porunca asta în mână, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, tu trebuie să spui da sau nu? Copii ascultați, da sau nu? Robi, stăpâni, da sau nu? Imaginați-vă că ziceți da. Tot ce-i noi se răzvrătește împotriva acestor porunci. Din pricina păcatului, trupul nostru este supus morții din pricina păcatului. Ca să-ți îndupleci inima să facă ceea ce știe că trebuie să facă și vrea să facă, ai nevoie de stăruința în rugăciune. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Și ce se va întâmpla dacă încep să stăruiesc în rugăciune? Citesc un ultim text, Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului, viacului acestuia. Știți care e problema? În primul rând, în urechile noastre sunt o mulțime de alte filozofii și teorii și datini omenești. Și porunca lui Dumnezeu e împotriva mea. Asta este prima mea reacție. Uitați ce spune Pavel. Să nu vă potriviți chipului, viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea în duhul minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută, și desăvârșită. Știți ce face rugăciunea? Mă duce în fața lui Dumnezeu și a lucrării lui pentru mine, a îndurării și jertfei lui. Și îmi schimbă inima în raport cu el. Și încep să-l văd ca pe mântuitorul meu, creatorul meu, binefăcătorul meu. Și în inima mea începe să crească recunoștința. Și încep să-mi zic, da, dacă Dumnezeu nu-mi vrea răul, ci vrea binele, cum ar fi să-l pun la încercare? Știți ce am învățat în zilele acestea? Dacă iei în serios trupul tău și cum l-a făcut Dumnezeu, în 10 zile poți schimba trendul care a început în viața ta. În 10 zile, dragii mei, 10 zile și dacă aș mânca țărână, aș face lucrul acesta. Cum ar fi să punem lucrul acesta și în plan spiritual? Nu ne învață Scriptura acest simplu lucru? Gustați! Și vedeți ce bun este Domnul. Luați aceste 6 porunci simple și spuneți-le, vreau să trăiesc în lumina lor o lună. Ajută, Doamne, necredinței și neputinței mele. Dragii mei, eu cred că Dumnezeu poate întoarce cu 180 de grade situația din familia ta, din familia mea, din societatea în care trăim, cel puțin în dreptul tău și în dreptul meu. Dar pentru asta trebuie să ai curajul să stai în fața poruncii lui Dumnezeu să zici, Doamne, dă-mi voința și înfăptuirea. Amin.